televisiva per sapere che Diana ha fatto parte di una delle più cosiddette. La denuncia di nuova strada migliore di quattro con percorsi a testuglie non materiali. Voi folosi cadobice, pirul di bomba, puteți folosi culoare dorite de dumneavoastră, voi folosi corsetul cu numărul 1 și voi porni lucrând un număr de 6 ochiuri de lanț. Și vom face cele 6 ochiuri de lanț. Dumneavoastră veți folosi același număr de croșeta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cu fir alunecat în corespondență primului ochi de lanț și vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui ficeluș dublu. Vom lua firul pe croșet și în interiorul acestui cerc format noi vom lucra un total de 16 ficelușe duble. Deci vom ține cont și de primele 3 ochiuri de lanț realizate la începutul acestui rând. Deci vom lucra un total de 16 ficelușe duble. Avem deja 4 și vom continua singure. Cel de-al cincilea. Lucrând de cele 16 piciorușe duble, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet, vom intra în corespondența următorului picioruș dublu, lucrând un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Vom intra în corespondența următorului picioruș dublu, vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. În acest mod, noi vom lucra pe întreg parcursul rândului, deci un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, vom închide cu fir alunecat și vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În spațiul format din ochiul de lanț de separare vom lucra 2 piciorușe duble, un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu. Două piciorușe duble în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș dublu. Deci avem o serie de 10 piciorușe duble, 6 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet. Vom sări două piciorușe, vom intra în cel de-al treilea și vom continua seria de 10 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Zelce Picciuduce Dobre, con continua con Charles Roger de Lance de Separare, 2, 3, 4, 5, 6, con seguito in nuovo 2 Picciuduce, con il gran corrispondenza giorni dal trailer, ci vuole continuare con același mod. Per noi intendim la sfârșitul rândului. Vom închide rândul cu firea unecată în corespondența celui de-al treilea ori de lanț din primul picioruș. Cu firea unecat voi ajunge în corespondența piciorușului cu numărul 3. Deci, am ajuns în corespondența acestuia. Voi face 3 ori de lanț care țin locul 1 picioruș dublu și voi continua lucrând un total de 6 piciorușe duble. Deci, pe 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea piciorul și dublu, 6, voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, piciorul scurt pe mijlocul lănțișorului format din cele 6 ochiuri de lanț, din nou 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al 3-lea piciorul dublu din următorul grup și voi repeta cele 6 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4. Am tendința să mă trag într-o parte când am camera în față. 5 și cel de-al 6-lea. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, piciorușul scurt în spate format din cele 6 ochiuri de lanț, continui cu 4 ochiuri de lanț și vom repeta cele 6 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pentru parcursul rândului. Am închis rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-a treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celui de-al treilea picioruș din grupul acestor 6. Voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Acum vom face un picioruș scurt deasupra piciorușului scurt realizat în rândul anterior. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, sărim 2 piciorușe duble, intrăm în corespondența celui de-al treilea și vom face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt, 4 ochiuri de lanț și din nou vom face picioruș dublu deasupra celui de-al treilea picioruș dublu din grupul celor 6. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Înainte de a închide rândul, am introdus în lucrarea noastră oul meu de polistirol. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. De acum vom lucra pe ou. Nu este greu. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra deasupra următorului picioruș dublu. Și voi face un picioruș dublu, un din. În sfârșit,
acum spuneam că nu este greu, acum îmi alunecă firul. Deci avem două piciorușe duble. Vom continua în corespondența ochilor de lanț să lucrăm două piciorușe duble. Una și cea de-a. Voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Piciorul scurt deasupra piciorului scurt. Cinci ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Firul de croșet. Voi intra în spațiul format din ochiurile de lanț și voi face două piciorușe duble. 1, cel de-al doilea. Deasupra piciorușelor duble din rândul anterior voi face din nou piciorușe duble, deci vom avea 4. În corespondența ochiurilor de lanț voi face din nou două piciorușe duble și astfel vom forma un total de 6 piciorușe duble. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, piciorul scurt deasupra piciorului scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, și vom porni din nou cu cele două piciorușe duble deasupra ochiurilor de lanț și continuăm cu piciorușe duble deasupra piciorușelor duble. Unu și cel de-al doilea. Nu trebuie să vă descurajați. Veți vedea că se lucrează ușor, pe mine mă împiedică și camera care este aici în fața mea, să văd bine. Deci avem 4 piciorușe duble și acum deasupra ochiurilor de lanț vom continua cu celelalte două piciorușe duble pentru a forma grupul de 6. În felul acesta vom lucra pe întregul parcursul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș scurt, lucrat deja, voi face cele 5 ochiuri de lanț, iar aici, în spațiul format din ochiurile de lanț al rândului anterior, voi face două piciorușe duble pentru a forma grupul de 6. Vă amintiți că am plecat de pe primul picioruș dublu și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua lucrând 3 ochi de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi face picioruș dublu, tot ce avem 1, 2, voi continua cu piciorușe duble deasupra piciorușelor duble. 3, 4, deci avem 4 piciorușe duble. În spațiul format din ochiurile de lanț vă face 2 piciorușe duble. Acum avem un total de 6, 2 ochiuri de lanț de separare și voi trece în continuare lucrând. În corespondența ochiurilor de lanț vă face 2 piciorușe duble. Deci avem 2. Voi continua cu piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș dublu care urmează. Deci avem 3. 4. 5.
Ferma, non è calcio vero. Senti. Era in corrispondenza al secondo volte di Lanzo, forse. Corrispondenza al secondo volte di Lanzo, continua a qualche dubbio, se tu vuoi. Aspetta, ne hanno un torso là. C'è il dubbio che c'è un se tu vuoi. Dove c'è il Lanzo, se vuoi continuare, non c'è la smuola. Tendré a questo gandolo, che è compatto, c'è il dubbio che c'è un se tu vuoi. In corrispondenza a Waterloo di Lanz, Picciolus è dubbio da soprappiedere, Picciolus è dubbio, lo sai che dopo Picciolus è dubbio, di continuare. Invece, appena la testa con lo crate in testa, forse rendolo. Senti, ma durante la sfascito rendolo, hanno lo crate. Ultimi le due volte di Lanz, di separare, poi in trans faccio il formato di Waterloo di Lanz, di rendolo anteriore, si può fare due Picciolus è dubbio, un altro due picciolo se dubbio da soprappiccio questo lo dubbio vendendo l'anteriore che ci abbiamo già fatto plus c'è le chance lo prate l'anche futurandolo a formare un nuovo gruppo di 10 picciolo se dubbio stiamo chiedendo di copiare un negato e continuare con 3 volte il telan sarebbe un luogo 1 picciolo se dubbio la raccomando di continuare con picciolo se dubbio da sopra fiecare picciolo su dubbio, di un rondo l'anteriore c'è forte in fiecare dovremmo da questo secondo lo braccio fare se introduce un hole in interiore, anzi le potete apprezzare il ballon per quando le ultime mai esperte se introduce pallone nell'interiore ci si si apre casa di guardare di mettere il suo spazio si estrage non sa a sapere dritte uomini e se non so ma è sempre donne di care sono anche tutti invece hanno trattato un piccolo sdubbio da sopravvivere un piccolo sdubbio corrispondenza c'è lo due di rilancio e poi faccio un singolo picciolo su dubbio e ora poi per continuare con picciolo su dubbio di nuovo da soprappiegare picciolo su dubbio con spazio formato c'è le due di rilancio e poi faccio due un singolo picciolo su dubbio a sfera che ci può mostrare e andrei a farci prendere lui a mangiare c'è il stilante qui a venire a carte poi continuare se lo cresce tre volte il terrazzo caricando così il piccolo rosso dubbio poi entra in corrispondenza al motore del piccolo rosso poi faccio c'è il dato in il piccolo rosso dubbio un altro terrazzo di separare buon serie due piccolo rosso tendendo l'anteriore buon entrare in c'è il terrazzo poi più grande in nuovo due piccolo rosso dubbio c'è il dato in un altro lance di separare scelta di una cesta con un carte in tre percorso di rendolo a mangi se la cesta non può fare neca può fare neca può entrare in spazio dentro di giorce e dubbio poi faccio tre occhi di lance caricillo con un piccolo stupido in spazio forma di occhi di lance poi faccio un piccolo stupido di nuovo piccolo dubbio anche c'è le due piccolo dubbio piccolo dubbio a spazio forma di otto tema per comodità sempre il percorso di rendolo dopo ci siamo inserendo un cuffier a lunetta a come corrispondenza fiecca del piccolo buon pace per un piccolo scorto e il piccolo scorto nella carta di rendolo amici un piccolo cesta
iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a încheia lucrarea noastră. Deci un rând de ucenicii scurte. Pentru ultimul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Voi intra prin corespondența întregului ochi, voi lua firul pe croșet, voi trece la următorul, voi extrage firul și voi încep împreună. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului și ne vom întâlni pentru a încheia lucrarea noastră. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide acest rând. Folosim tacul pentru usut. Vom închide lucrarea, vom trece cu acul prin corespondența fiecărui picioruș. Iar când vom ajunge la capăt, vom închide și astfel oul nostru va fi gata. Repet din nou, aceste ouă le găsiți în magazinele de specialitate, pe site-urile de Facebook, cred că și în magazinele cu specific chinezesc le puteți găsi. Dacă nu le puteți găsi pe Wish, cu siguranță, pe Amazon, nu știu dacă pe lume este Amazon, dar acolo le găsiți cu siguranță. Acestea sunt foarte de ajutor pentru lucrările noastre, deci am ajuns la capătul rândului, voi trage firul bine și voi închide această parte a lucrării. Cred că vom ascunde capătul de fir după ce am ascuns capătul de fir, îl vom scurta. Așa se prezintă acest lucru scoate de aici. După cum puteți vedea, este destul de simpatic, destul de drăguț. Dorim se poate ornamentat cu o floricică, cum am făcut cu celelalte ouă, dacă nu pot rămâne așa simple. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine este abonat pe canal și urmărește un tutorial, se poate abona. Iar pentru doamnele care au urmărit timelapse-urile, în momentul în care veți vedea scris timelapse, acela este un tutorial de prezentare. În câteva minute, acolo dumneavoastră puteți vedea produsul final. Și apoi, pentru fiecare timelapse pe pagina canalului, veți găsi tutorialele pas cu pas pentru lucrările respective. Pentru că multe doamne mi-au scris că nu se înțelege nimic. Acesta este motivul, dar însă nu se postează un timelapse până când nu este lucrarea întreagă filmată și editată pe pagina canalului. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată și spor la lucru. La revedere, vă salut, Tatiana!